Nu că trăiești ca al căluț și se stroiește, spuneam. Să știți că o să vă promoc. Nu, dar e bună, nu? E bună. Foarte bună. E bună și e atât de tristă chestia asta, pentru că despre asta vorbeam acum. Dom'le, viața asta, până la urmă, e un pic, prioritățile ar trebui să fie totuși după mine un pic altele decât, dom'le, să-ți faci ca asta, spuneam că avem un prieten și a făcut o casă mare și a făcut un gard împrejur și acum umblă și o păzește pe perimetrul gardului. Și are grijă, schimbă tapetul, iar fă remont. Da. Așa se numește la Da, da, da. Nu, e corect, remont. Așa. Schimbă porțile, da. Că trece moda iute. Apoi cumpără iar mobilă, că vecinul cu mătrul are mai bună altfel. Da. Și de rămâi în urmă. Domnul Sergiu Mocan, dumneavoastră ați găsit în ce să investiți timpul și viața și banii pe care reușiți să-i faceți în timp. Și spuneați acum că e mai interesant să-i investești în zbor decât în casă. Nu neapărat, dacă acum ne referim și la alți oameni, nu neapărat la hobby-ul meu. Deci eu cred că banii pe care îi câștigi în viața asta merită să-i investești în visuri. În visurile nerealizate altădată și în dorințele pe care le ai. Eu spuneam în glumă, prima săritură cu parașuta am făcut-o la vârsta de 9 ani. Am găsit o cuvertură în casă, mi-am improvizat o parașută și întotdeauna spuneam că zic prima săritură cu parașuta nu mi s-a deschis parașuta. A fost foarte capricioasă cuvertura aia și s-a făcut un boss deasupra capului meu și am tras o trântă bună. Eu știți de ce râd? Pentru că am trecut prin această experiență. Ai încercat și tu, da? Spuneți-mi, iată, eu sunt un ascultător la moment și vreau să sar cu parașuta. Cum ajung până acolo? Cât mă costă? Cum se întâmplă acest lucru? Cum e posibil de făcut asta? E simplu. Te scoli într-o sâmbătă dimineață sau duminică, te-ai urcat în mașină sau rogi un prieten să da, până la Vadul Voivode. Este o distanță de 22 de kilometri de la Chișinău până la Vadul Voivode. Ai venit pe teritoriul aerodromului sportiv Vadul Voivode. După care de tine nu mai depinde nimic. Adică? Am spus-o aproape în glumă. După care cei care sunt acolo, instructorii de zbor, îți explică tot ce trebuie să faci. Banii nici nu mai contează cât îi plătești pentru asta. Sunt niște sunt niște sume pe care le strânge aerodromul pentru activitățile sale. Credeți-mă, dar sunt simbolice, nu sunt exorbitant de mare. Iar și după asta chiar am zis, mai puțin depinde de tine, deja mai departe te ia valul, trăiești în atmosfera de acolo, care este o atmosferă extraordinară. Eu mă simt foarte bine acolo, pentru că eu ziceam, în politică eu trăiesc într-o lume a intrigilor, a bârfelor, a controverselor, a luptelor. Acolo este o lume bună și foarte bună. Toată lumea îți pune umărul, toată lumea te ajută, toată lumea te încurajează, nimeni nu se ceartă cu nimeni, toți trăiesc aceeași stare. În avion, când se urcă parașutiștii, unul se încurajează pe altul, îi amintește ce are de făcut și tot așa. Și vântul ți-e prieten. Aerul ți-e prieten. Și aerul indiferent, ți-e prieten. Indiferent care este direcția masei de aer și ți este prieten. Dar puteți intra pe blogul meu. Pe blogul meu este foarte multă informație pe care chiar am o rubrică Aeroclubul Chișinău. Blogul e simplu, sergiumocanu.md, unde puteți afla toată informația. Domnul Sergiu Mocanu, sunteți un interlocutor plăcut și interesant. Doamne, de când tot încep să obțin un compliment nesugerat. Uite că l-ați obținut pe bun merit de data asta. Mulțumesc. Vă invităm și altă dată cu noi noutăți, pleonasme, cu noi gânduri despre zbor în cadrul matinalului nostru. Să știți că ascultătorii întotdeauna vor să știe cât mai mult despre asta. Noi am mai abordat acest subiect de altfel și altă dată, încă necunoscându-vă. Iar pentru 21 septembrie, vă dorim o zi ușoară, o zi minunată, o sărbătoare mare și cred eu că în luni, pentru că în duminică noi ne odihnim, în luni noi ne întâlnim. Ce-ați dori ascultătorilor noștri? Vă mulțumesc foarte mult, îi invit la pleonasm în zbor. Să urcăm în sus și să coborăm în jos, ori de câte ori ne-am urcat în sus. Mulțumim frumos, bună dimineața!